Johnny! Johnny! Ia-și, bă, puțin să vorbesc ceva cu tine! Băi! Vino, bă, să vorbesc ceva cu tine, că am o combinație de 100 de milioane, nebunule, și vreau să te iau și pe tine, că ești fratele meu, să dam 80 ție, 20 păstram eu și... Bine, bă, dacă nu vii, vezi că plec! Plec cu tot combinație, mă duc! Bine, gen! Ia stai, mă! Ai furat-o, care chinie aia mare este? Dacă nici eu nu știu cum să te scot din casă, la tine două cuvinte te scoate din casă, mă. Combinație sau pate de ficat? Pe ce era vrăgeală? Ce, asta cu pateul de ficat? Nu, mă, asta cu combinație nu e nicio combinație, este? Păi dacă aveam combinație de 100 milioane, veneam la tine, mă, nebunule. Pa, bine. Stai, mă, că vreau să vorbesc ceva cu tine, că am o treabă. Bă, mă lași. Bă, stai, mă, că vreau să mă ajut cu ceva, mă. Te rog eu frumos, ajută-l pe fratele tău cu treaba. Bă, dar tu chiar ești tu pe ism, mă. Acu o oră m-ai scos afară din Crăciun, acum vii și îmi ceri ajutor, dar eu sunt fraierul tău, mă. Păi era stresat, mă, nebunule, că m-a certat cu Dorel acolo și aveam stres pe mine. Ia, e stresat, dar eu de ce nu sunt stresat? Ia gata, mă, că sunt și eu stresat acum. De ce ești tu, mă, stresat, ia? Că le-am și eu pe ale mele, te-ai gândit la asta? Ce le-ai, mă, tu pe ale tale, ești stresat că nu știi adunarea, scăderea, ce dracu, mă, e cu asta? Faci mișto acum, după ce că eu am fost alături de tine mereu, mă? Ai fost tu alături de mine, mă? Ia, păi ce n-am fost, mă? Când dracu ești tu, mă, alături de mine, că tu ești alături de mine tot timpul după ce termin de băga berile alea în ladă? Să dea dracu dacă ai venit tu să fii alături de mine când vine marfa, mă. S-o car și eu după terasă înăuntru, s-o bag în aia, în lada frigorifică. Tu tot timpul apari după ce termin de băga berile în lada frigorifică. Cum dracu faci, mă? Că am vrut să te întreb. Cum faci, bă, de apar tot fac, timpul? Mă, cum fac, mă? Adică cum ar veni eu sunt pe interes, nu? Păi și nu ești pe interes. Și acum ce o să fac, mă? O să-mi cer toți banii pe toată berea care am băut eu până acum? Hai că nu e prima oară, mă, mă, stai, mă, liniștit, că-ți dau banii, nebunule. Dai tu banii, mă. Da, mă, îți dau că nu stau în banii, mă, că tu la tine m-am gândit, bă, prostule. Cum te-ai gândit, mă, tu la mine? Cum m-am gândit, bă, vezi că ești praf, mă, pe afaceri și pe economie și pe astea. Ce făceai, mă, cu ea așa să le dăm ei tu în fiecare zi pentru una, două bere acolo? Ce, îi investeai în ceva, îi puneai la bursă, ce făceai cu ei, nebun? Am zis să strâng o sumă mai mare, să înțelegi tu ceva din banii aia. Ai zis, mă? Da. Ia uite, mă, și eu mă gândeam că tu vii să mă nenorocești pe mine, mă, să-mi bei berea, să nu dai banii, să mă lași în curul gol. Dar uite că nu m-am gândit la asta, iartă-mă pe mine, mă. Păi vezi, dacă nu te-ai gândit, deci recunoști. Dar ce bine ești pe afaceri, de ce nu te duci, mă, să vorbești cu Țiriac? Să-i mai dai niște idei ce să facă cu banii, mă, că bă, că ești brici. Să știi că ar trebui, că zic bine. Ce, nu zic bine? Nu, că nu, bă, deci s-a ridicat părul pe mine, pe cuvântul meu, deci și creierul mi s-a dat. Lasă, hai să nu ne îndepărtăm de subiect, că eu am venit cu o treabă să mă ajut pe mine cu o chestie. Ce treabă, mă? A venit mătușe-ma pe la mine și vreau să stai și tu puțin așa cu ea. Păi ce să stau eu cu ea, mă? Păi că nu pot, mă, că de când a venit a coborât, a intrat în cârciu, mă, și a început direct. Ea, zi, mă, care e viața ta, când te însori, nu știu ce, m-a întrebat de Dorel, nu mai mă creierește de tot. Păi știi ce, nu știu să ducă dracu, să-și vadă de viața ei, mă, de treabă ei, nu înțeleg. Păi, bă, e mătușe mea, nebunule, ea de ți-a înșit, ție, m-ai uitat. Ți-am povestit că asta are niște apartamente, niște case, niște alea și m-am gândit să... Dacă dau bine, mă înțelegi, dar problema e că ea e cu biserica, băgat. Dacă moare asta și lasă totul la biserică, ce-am făcut? Păi eu stau cu mâinile în sân, nu mai stai și nu-i băgabonți. Adică, mă înțelegi? Dacă mă lovește asta în 5-6 ani cu casele și cu apartamentele, nu-ți dai seama cum fac, că fac complex de la apartamente, pun apartament-casă, deci știi cum e la mine, șurf și toate alea, deci ia gândește. Bă, chiar așa e bogat, așa e, dar e mișto, gădica, că dacă eu mă bag pe aia, pot să mă bag pe aia? Stai, drecu, pot, asta îmi trebuie, un chiugeani, a? Dar ce are, mă? Bă, e bogată, mă, dar nu e proastă, înțelegi? Unul la mână, doi la mână, vezi că asta eu cred că mai trăiește vreo 10 ani așa. Parcă te văd cum te ia în turul mănăstirilor după ea, de cred că înainte să moară ea te bagă pe tine în groapă. Vezi care experiența mai băgat vreo 6 în groapă până acum. Hai, mă, stai și tu puțin cu ea, vorbește așa, alea. Nu, mă, nu mă bag, nu. Bă, nu, ce, nu mă bag, nu, ce? Ce să vorbesc, nu. Îți dau 3 milioane. M-ai convins. Eu nu știu cum să te iau pe tine. Păi și ce să vorbesc cu ea? Te duci tu și zici de mine că Bobiță ce e băia ca lumea, că merge la biserică, cântă în strană, dacă îl vedeți, ține toate poastele și nu știu ce. Adică te învăț eu pe tine ce vrăjeală să-i dai că ești Eminescu, nebunule care ești. O fac, dar o fac doar așa, de prietenie, ca să ne înțelegem, să nu crezi că... Păi și eu ăștia tot din prietenie ți-i dau, nu ți-i dau ca să cum ar veni. Da, dar ce am fost peste tot?
Italia, Germania, peste tot am vine. Bă, anturajul mă băga în combinațiile astea și noroc cu Bobiță. Că altfel, haide că am la spital de nebun la... Deci la... tu ești cel mai bun prieten al lui. Haide că e frățiorul meu. Deci prieten, deci n-ai... Și nu mai sunt și alți băieți pe aici pânsat? Bă, da, mai e Nicu, Brânzoi, mai mulți. Și tu ești cel mai bun, nu? Eu acum nu știu, dar... Da, ce... adică n-avea pe cine să leagă decât pe tine. Așa e, mai ales pe mine, dar vreau. Da, nu contează. Când vine? A zis că cum termină treaba la biserică, imediat vine. Dar s-ar putea să-l mai ține și părintele după program. Da? Ce face acum? Îl pune să vândă lumânări. Bine, acum îl pune. E plăcerea lui Bobiță cum ar veni. El cum are 50 minute libere, deci imediat se apucă de vândut lumânări. E așa face și le în pauză de la Folba. Așa e, deci acolo îl găsești. Deci vinde îndrați, adică îndrați, pardon. E, să pricepe, domn. Deci să pricepe. Și are la... de mult pasiunea asta? Cu lumânările? Nu, cu credința. Să fie așa vreo 5-6 ani, dar oricum mare noroc că m-am făcut Bobiță. Mare noroc că dacă nu mă scotea el din anturajul ăsta, deci praful s-a legea de viața mea. Deci acum, eu am din asta la 2-3 luni așa, deci m-a apucat așa dinăuntru, vreau să fac o combinație, pofta cum ar veni, dar vorbesc cu Bobiță și-mi trece. Deci eu din cuvântul lui nu ies. Deci un om minunat și avem niște activități. Hai de cap, mă, frumoase rău de tot. Da? Ce, da. Ce activități? Ce adică? Când astea bisericești. Pe ce faceți? Cântați la biserică? Ce? Hai de cap, deci dacă e de cântat. Deci eu cum am putut de cântat, vă zic 5-6 ore, uite așa o țin. Deci da. Fac bășici pe deget. Bășici de la da. Cântat? Cum adică? Bășici de la degete de la cântat? Ia, de la bas, de la acordeon. Pe, vă dați seama, eu trebuie să trec de la fa major la la minor. Deci imediat, dar rapid. Uite așa umblă mâna. Deci n-a stat. Cântați cu acordeonul biserică? Da, da. Dar eu vă zic adevărul. Eu aș fi vrut să cânt la chitară electrică, nene. Dar n-avem acolo priză lângă șenuța aia noastră, unde avem noi șenuța. Cum ar veni? Și bine, puteam să o rezolv cu un prelungitor alb frumos. Dar a zis Bobiță și avea dreptate că e urât. Se vede urât și plus că ne împiedicam, ne? Că dai în biserică acolo cât să... Era... Și cântă și el? Da. La tobe. Ce? Tobe. Tobe, muzicuță. Muzicuță, fala, deci e mierlă. Deci e... Când... Asta e activitățile noastre, cum ar veni, astea sunt, mai cântăm, mai o slujbă, bine. La slujbă stăm mai mult așa de... Că noi am citit cartea de multe ori. Da? Da, adică cine n-a citit o stă să asculte acolo. Noi știm finalul, cum ar veni, stăm așa de plăcere. Eu vă zic că mie mi-a plăcut personajul principal, Maxim. Care personaj? Ăsta principal și ăla-lălți. Nae, Moise. Noe. Nu e Noe, că e greșeală de tipare. Ăla era român. Nu, Noe cu corabia. Păi da, cu corabia, cu transportul. Ăla era român, pe el, sunt român peste tot, Franța, Anglia, cu transportul. Aducea pe corabie animalele să le... Da, cu, deci mi-a plăcut de el maxim. Dar ce n-am înțeles eu la el? De ce a adus gândași pe corabie? De ce a adus gândași ca să ne chinuim noi cu ei? Adică înțeleg, urs, lup, vacă, asta înțeleg. Dar de ce gândași? Eu nu înțeleg, mai ales că ăștia, greu, cap greu de ei. Ăștia de... Colorado, ăștia, americanul, ăla așa, maro. Deci l-am dat cu orice, că nu dispare. Deci a trebuit să dătărăm bucătăria, că vin la frimituri. Deci vin la frimituri de pâine, că eu vă zic, de când am luat-o pe drumul ăsta. Deci eu am renunțat la carne. Dar numai pâine. Dar ce vorbesc eu numai pâine? Că sunt zile în care nici pâine nu bag, deci doar apă. Apă și atât. Post negru. Da, da, așa, da, că așa îi zice așa, dar nu doar post negru. Nu, bag și albastru și galben, cum scrie în calendar acolo, cum e mai... Da, pot să dau și eu un telefon, să... Păi și ce mă întreb pe mine? Trebuie fisă sau ce? Ce viză? Să scadă fisa. Da, mă, dă telefon, fă ce vrei. Să rămână. Acum, imediat revin. Hai, mă, mai fi odată că am vorbit, nu mai știu ce să mai zic aici. Am vorbit de mea, am orice gura. Dă bine! Te-am făcut mai tare decât Arsenie, ești nebun. În care Arsenie, mă, ăla cu pelerinajul, cu al... Ce faci acum? Îmi sună telefonul. Ai sunat-o tu, nebunule? Tu ai, mă, că am crezut că ai sunat-o tu! Deci să mai stau 2 ore și mai îmi dai 2 milioane? Bine. Băi, s-a întocat-o pe toate părțile, înțelegeam, m-a întocat, zis, doamnă, stăci în perioada asta care e cum e. Nu știi cum e viața, măi, nu știi ce se întâmplă, înțelegi? I-ai zis bine, da? Da, am zis frumos, pe cine are grijă la bătrânță dumneavoastră? Biserică?
Nu, Bobițe și cu Dorel vă aduc un pahar cu apă. Bă, imediat a sunat la notăriță că să vină să semneze actele să vă dea averea. Să mor tu că a sunat-o pe notăriță când erai tu acolo. Păi nebun la cap, deci de față cu mine acolo, deci a sunat, a zis, vină repede să facem actele, bă. Mamă. Îi spun, mă, du-te direct. Ce vorbești, mă? Da, bine, îți dai seama că mi-e și mie ceva la faza asta. Da, mă, n-ai vrea și tu un apartament acum din ala alei? Mă, nu un apartament, dar măcar o cameră acolo, bucătăria, baia, mă. Așa face când vând apartamentele, zic la aia. Domne, cumpărați, vă dau cum ar veni sufrageria și balcoane, dar baia nu se poate. Iar un băiat Gianni, stă și el acolo, aia nu deranjează pe nimeni. E bine așa, mă? Asta zic și eu, mă. Gata, ce, mă, mergem la oaie. De ce? Să semnăm actele ca la notar. Să iau niște salam, niște prosciutto, că a venit aia ruptă de foame. Îți dai seama, trebuie să-i dau ceva. Da, bravo. Mamă, tu nu-ți dai seama. Am plecat că am zis că întreabă, nu știu, de rușine. Am plecat de rușine, mătușe. Te rog să mă crezi că mi s-a sfârșit inima în mine. Deci am fost... Ce om poate? Bă, vine mă mătușe ta la tine, mă, după atâta vreme, mă. Bă, vine mătușe ta la tine și tu nu pregătești, mă, și tu un platou. Și am fugit, dar am luat un sălămic italian, am luat aici un prosciutto italian. Ăsta este himen catalunghez care se mănâncă numai în Spania. Ce, să mai a dat un telefon și a venit de la Stobozia. Hai, pregătește-te, bă, băiatule, că e mătușa ta, mă. Câte mătuși ai, mă? Una, normal. Și mi s-a rupt inima, mi s-a frânt mie. Dar vezi subconștientul cum lucrează, mătușe, că te întreb acum de unde, dacă subconștientul dictează în mie că eu te iubesc. Că vrei să spun ceva? Te iubesc. Mătușe? Hai, las-o mai moale. Las-o cu periatul, că poți mai mult. Poți mai superi, mult. Mă superi. Dacă eu spun că te iubesc, vrei să spun acum o poveste care te lasă lata aceea? Că văd că o ia pe ocolite. Până la urmă îi spun, mă. Deci, la nașterea mea, că n-ai fost acolo, matale, erai plecat, că aveai treabă, da? La nașterea mea mi-a zis mie moaștere care a fost asistent de moașca principală, care mi-a zis, băi, băiatule, tu când te-ai născut, tu înainte să gângurezi, să nu știu ce, când ți-ai zis doctorul că tu o să fii nepotul mătușa ta, ai început să plângi. Dar plângeam, mătușe, știi cum plângeam? De s-a mirat toți ăștia, zice, Dumnezeu, de unde e un copil migrat așa? Toate lăcrimile alea. Deci aveam și roi de lăcrimi de în schimba pe împărșii mii purea și pe față. Deci îți spun, mătușe, n-am avut așa ceva. Eu până la 2 ani am plâns. Când îți vedeam poza pe recamier, eu luam poze și o puneam la inimă și uite așa, doamnă. Aveam un clasoscop de ăsta mic, nu la... Îl desfăceam și aici aveam poză cu Rescu cățelul și aceea cu matare. Și îl pupam și doar așa adormeam în mine de demonii întuneric care mă punctuam. Te iubesc, mătușe, să dea draci în capul meu dacă eu am mai... Hai să spun de ce am venit, da? Da. Deci mergem mâine la Slobozia să vă fac actele de proprietate pe apartamentele mele din București. Cel mai bine așa. Lui și lui Dorel, da? Da. Da. Și casele, că până la urmă... Nu te întinde. Cu o singură condiție, da? Să aveți grijă de mine când voi fi bătrân, da? Să aveți grijă de mine. Nu se pune niciun... Dar nici nu discutăm cazurile astea. Eu vreau să spun că eu nu suport așa. Am citit o grămadă de cazuri în ziare, am văzut la România, te iubesc. Sunt o grămadă de tine de ăștia care încearcă să aibă grijă de bătrân. Ce? Domne, că îi lasă casa, nu știu. O împinge pe bătrână pe gresie, pe faianță, de rupe șoldul, de trebuie să-i pune proteză. E cazul în care o omoară și o îngroapă în beșcă. De-aia e casele bântuite și după aia ce doi, tremură. Doi! Deci nu vindeți apartamentele cât o-i trăi eu. Cât o-i trăi eu, voi nu vindeți apartamentele, da? De ce? Mai trebuie reparate, mai trebuie băgați nu, banii? Nu! Ca să nu cheltuiți banii, să ne trezim după aia pe stradă toți, da? Doamne ferește! Și eu, gâtul vostru, pe trotuar. Pe cuvântul meu, te-ai îmbătat de la apă, bătuși, scuze-mă. Hai, dar până aici. Vorbește aici numai prostii dacă am zis că eu până la moarte tu ești mătuia. Dar vorbim acum de peste 100 de ani. Vrei să spun ceva? Vreau să mă asigur, da? Eu mă asigur, da? Nu că te asigur, eu în seara asta. Deci dacă vrei să dormi în pat cu mine, dormi în pat cu mine, te țin în brațe. Bă, dar nu e rudă, mă, cu tine, cum să doarmă cu tine, mă, nebunule. Da. Uite că... E bun, măi, ăștia? Nu că e bun, măi! Băi, când se introvesc pe mătușa, să rămână mătușa de un bubic. Vreau să spun că te iubește și ăsta, mamă! Ce, mă? Deci uite încă la mine, dar ar draci în capul tău să dea. Dacă nu te descalzi când intri în casă, jar mănânci. Uite încă la mine, că nu stau eu ca prostul să dau cu aspiratorul în urma dacă intri tu încălzată, după aia să mă bată ăsta, mă. Termină, mă, răi, mă. Ce să termin, mă? Ce să... Ți-am zis că intru în iadă dimineață sau nu ți-am zis? Ce să tac, mă, Bobiță, ca tine, mă, că tu o vorbești, mă, la spate la mine, că e o nenorocită și că nu-ți place de ea? Zi-mă pe față dacă ai curaj, mă, zi, mă! Băi, atenția la mine, da? Care, cu cine vorbești tu acum? Cui dai tu cu... Fii atent, că dacă-ți dau un șut în curte, zbor din pantofește, mă! Bă, cine-i bătut, mă? Ia, hai, mă, ia, hai, mă, băi! Mi-e milă de tine, mă! Mi-e milă de tine, mă! Și pe voi, vin acum la voi, băi! Băi, 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 băi,
urmezi serialul pe Voio.